Dumnezeu mic cu drag, la profanii pronunțului e minte mai bine că la ce o trebuie și la ce vreau. Tema pentru acasă. Casa a... Problema 32 de la 140. Problema 32. 32 de la 140. În ipoteză, pe planul pătratului ABCD, A, B, C, D, pătrat. Deci pe planul pătratului ABCD, de centru O, adică, zicem noi, AC intersectează BD, adică diagonale, da? La punctul O. AB e la 24 cm. Mai am în ipoteză că AB este egalul 24 cm. Deci pe planul acestui pătrat, de centru O, și AB de 24 de cm, se ridică perpendicularele AM și CM, astfel încât A, IM și CN. Da. IM perpendicular, perpendicular pe ABCD. Așa înseamnă, da? Da, da, da. Și CN. Da. Adică în C și în A, înțelegi. Corect. Pe ABCD. Astfel încât, IM egal cu 18 cm. A, IM. Egal cu 18 cm. A, M. Egal cu 18 cm. Și când? 16. Nu, egal cu 16 cm. În ipoteză, calculați. Amic, distanța de la punctul B la planul A, M, N. În concluzie? În concluzie. Distanța de la punctul B la planul A, M, N. A, M, N. Și la DMI? Adică punctul A și punctul B. Am înțeles așa. Așa. Distanța de la punctul O la dreapta mână. La mână? Nu. Dreapta mână noastră. Așa. E bine așa. Da. Facem un pătrat în spate, care e rom? Sigur că da, așa o face. Să fie de aceeași mărime. Mm-hmm. Și nu sunt de aceeași mărime, deci nu pot să spun că e o prismă.
Deci nu e prisma, că nu sunt chile da, pe aceeași mărime. Dar putem să facem desenul așa? Că iese deci, cea de sus o oprie în față, nu, nu ies paralel. Deci planul acela ies aripat așa. Bun, exact, așa tu ieși și ții. Numai că nu știu cât să o duc pe B și pe D. Și atunci nu mai sunt pasat, să fie coplanară, deci nu mă mai complic. A, deci nu trebuie să mai desenim. Deci eu nu mă complic atâta vreme că nu știu despre celelalte unghii B, B prim și D, D prim, cum le desenam noi. Nu mai știu că nu știu nimic. Dar ce vreau? Deci nu le desenam. Am înțeles, dar nu mă găsit. Deci vedeți, de-aia m-am dus dimensiunii. Eu nu degeaba m-am întrebat, a, nu știu cât e de mare, a, ce, nu știu cât e de mare, și a spus, da, sunt date. Și atunci m-am oprit. N-am vrut să mă duc pe ideea. Nu și nu cua. Întrebarea este distanța de la B la planul astfel și când vreau să deseneze. Nu știu care. Care e distanța de la B? De la amână. La amână. Înainte de a răspunde la asta, pe ne îl pot băga în planul amână? Pe ce? Da, în planul nu a până. Deci vorbim de planul... Adică, practic, trebuie să... Ăsta, distanța de la B la planul A, M, A, C, N, e D-O. D-O? Da. Dar nu de la D, de la B la pe mine. Și dacă sunt perpendiculare și ce dacă? Planul EMA C e prin planul tău la băcă. De ce există planul EMA C? EMA C? E. E. Nu știu dacă există. Pe lângă îl cheme, pe trei puncte trece un plan și mai urmă. Pentru că are pe acela altul comună, că mă ai parui perpendicular pe plan, mai că e perpendicular pe orice dreaptă. Deci e perpendicular și pe AC. Da. Și pe AC mai e și NC. Și NC e ea și perpendicular pe planul ABC, deci e perpendicular pe dreapta AC. Da. Cu alte cuvinte, perpendicularele fiind pe planul ABC, pe planul ABC, nu te ajută foarte mult cât pe dreapta AC. Cert este că sunt ele cum? Două drepte care sunt perpendiculare. Două drepte care sunt perpendiculare pe un plan sunt paralele. Și două drepte paralele făcând un plan? Asta e. Cam amintiți la început. Un plan este determinat de două drepte concurente, două drepte paralele, nu? Da. Trei puncte coloniale. Am pus așa o dată și un punct exterior. Toate acestea am făcut la început. Condiții de determinare a unui plan. Amintiți că pus la punct, deci două drepte concurente, o dreaptă și un punct exterior, două drepte paralele, da? Acestea sunt lucruri de așa știut. Paralelismul în sine reclamă o poziționare într-un plan. Așadar, sunt sigur, sigur, că M, A, C și N sunt coplanare. Nu A, C, yes. Da? Deci, M, A, C și N sunt coplanare. Da.
Și noi trebuie să avem că... Distanța? Să găsim distanța din B la capul AMR, la capul acesta. Și B-A. 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 B-A este distanța. Ca să fie distanță, B-A trebuie să fie perpendicular pe planul M-A-C-N. Păi B-A e primar pe AM. Da. B-A e perpendiculară pe... AM e jur pe ce? Un pic. Deci B-A e perpendiculară pe planul? AM. B-A e primar pe data AM. Ca e, da. Ca e interpretat pe alte ce, deci uh-huh. Bun. Și, dar de ce noi de ce nu ducem planul la triunghiul la mână? Nu-l ducem pentru că am vorbit de planul A, M, C. Așa, am pus și pe asta. Este planul. Și în planul A, M, C, E, A, D. A, M, C. A, D aparține planului A, M, C. A, D. Cum s-a bazit la mănâncă? Păi este el, nu? Cum să fie? Uite, așa este. Și asta e diagonală. Ăsta e D-ul în afară. Uite așa. Așa. Pai, uite. Uite, uite. Uite, asta e aceu. Uite, așa, nu? Ăsta e pătratul. Ăsta e planul diagonal, se zice, pe ăla care l-am dus așa. Adică, e vorba de A, M, M, A, C, N. ABCD-i pătrat, e carte. ABCD-i pătrat, e carte. Da? Mână, hâi, e... Telefon. Telefon, cum să fie? Deci distanța de la... De la B, la planul ăla, care este? Trebuie sigur, trebuie descoperită. Din V trebuie să duperi perpendicular, că știi, din ce știu eu ca distanță. Zi-e un pic. BC să fie. BC va fi. Cotidează. Păi BC e perpendicular pe CD. BC pe? CD. BC pe CD. E pătrat, da, e pătrat. Tu trebuie să duci din B perpendicular pe două trepte din planul ăsta. De M la F. Exact. Deci, fii atent. Ne construim bine ideea. Distanța de la un punct la un plan înseamnă că trebuie să duci perpendiculara din punctul ăsta, din punct, pe plan. Pe plan. Pe două drepte. Pe două drepte concurente din plan. Care o fi? Din punte, din punte. Păi, până aici nu trebuie să-mi șoană. Dar și nu știu încă, doamnă, că am zis că și ce aparține planului. Uite-mă, am gândat încă în figura. Pentru ce? Dacă am zis că și ce? Înțeleg, dacă zici planul amână, înțeleg ce nu trebuie să mă pun. Aia, zici planul amână și ea se referă spune la amână. Dar e același lucru cu amână când, Miruna. Și așa, uite, și așa, și așa, două drepte, câte vrei tu le unesc pe toate. Și fiind în planul bună, când, ele sunt. Când am vorbit de planul A, M, N, de fapt am vorbit de planul A, M, N, C. Da? Deci nu e important să întâlnesc pe cele trei puncte, ci am văzut mai larg, măi. Asta zice. Asta nu înțelege. Deci am văzut mai larg. Păi tocmai. În momentul în care am dovedit coplanaritatea a patru puncte, deci ne-am extins cadrul de discuție. Că prin planul A, M, N, tu vedeai triunghiul. Exact. Și stătea triunghiul acela în vârful A. Deci pe care nu aveai tu puncte de repere. Așa că eu l-am chemat și pe ce? În planul respectiv. Ca să fie și mai clară o discuția noastră. Altfel n-aveai niciodată. Deci cu cât ne extindem discuția cu mai multe puncte din plan, având șansa de a arăta cu o paralitate, cu atât ușurința noastră în discuție este mai mare și șanse de rezolvare probleme, șansele cresc. Așa. B-O e perpendicular pe AC. B-O pe AC? De ce știi asta? Pentru că diagonalii într-un pătrat sunt perpendiculare între ele. Bună ideea. Deci B-O e perpendicular pe AC. AC este în planul MACN. Și AC e perpendicular pe AC. Și ai o treabă tare acum. Ai prins pe B-O perpendiculară pe o dreaptă din plan. Nu te mai demonstrezi din
Dacă Deo ar fi perpendiculară pe o altă dreaptă din buroană și ele ar fi concurente buroană, gata problemă. Ai de BO perpendiculară pe AC din planul ăsta, foarte tare este. Așa, și AC perpendiculară pe NC. AC pe NC. AC pe NC, de unde știi asta? Pentru că nu a zis din ipoteză că NC e perpendiculară pe tot planul. Pe ABC. Pe planul ABCD și perpendiculară pe AC dreapta din plan. Pe AC și mai poți să-mi dai exemplu de altă dreapta? Și pe BO. BO, da. Și pe BO. Adică BO invers. BO pe NC. NC. Iată-o pe BO deșteaptă, care e interpremat pe NC, interpremat și pe AC. E mai interpremat decât vreuna? Da. Pe care? Pe MA. Corect. Și pe MA. Și pe MA și pe MA de-acum. Dacă e perpendiculară, important, dacă e perpendiculară BO pe două drepte AC și pe CN, suficient, ne oprim. Ne oprim aici, înseamnă că BO e perpendiculară pe planul ACN. Este chiar ce îmi trebuia mie, distanța de la B la punctul, la plan, este BO. Asta e BO. Și putem să o calculăm cât e toată BD. Deci, asta nu e foarte spectaculos. Spectaculos să se până aici. Spectaculos să se până aici. Vreau să zic. Vreau afla numeric. Adică vreau să te trag aici să vezi cât de frumos a fost raționamentul. Pentru că în momentul în care avem de arătat perpendiculara pe un plan, eu trebuie să reușesc din toate informațiile care am să arăt că e perpendiculară pe două drepte concurente din plan. Cel mai des asta am avut-o, nu? Pe două drepte concurente din plan. Și începe munca aia acum. Ai prins că în planul MACN se află dreapta AC. Și AC este și în planul ABCD de jos. Iar BO e perpendicular pe AC, din ce știi tu că într-un pătrat se întâmplă asta. De aia este perpendicular. Iată pe BO deșteaptă, deocamdată, perpendiculară pe dreapta AC, inclusă în planul acela, deci BO e perpendicular pe o dreaptă din planul EMACN. Și acum visez, dacă EMO ar mai fi perpendiculară BO pe o altă dreaptă din plan, atunci e fericit astfel. Și te amintești că nu degeaba mâna și mâncă au fost perpendiculare pe plan. Deci mâna și mâncă pe rând, eu am să mă opresc la mâncă să zic, m-ați făcut-o voi, e perpendiculare pe planul ABCD. Deci e perpendiculare pe orice dreaptă din plan. Pe orice dreaptă din plan. I pe A, B, pe B, C, pe D, C, pe D, B. Și pe B, B, da. Adică BO e perpendicular, NC e perpendicular pe BO. Sau BO e perpendicular pe NC. Invers și des. Iată pe BO perpendicular pe AC. Iată pe BO perpendicular pe NC. BO, deci e perpendicular pe planul ACN. Ea e distanță. Dar cum a zis Mirna, zic că ea nu l-a ducea pe C. Să zicem. Da. Atunci raționamentul tău trebuia să fie fără să-l aduci pe C, BO perpendiculară pe AC, pentru că asta știi de la pătrat, că diagonala este perpendiculară. Da, dar era MN. Stai puțin, amână. Și acum și MA e perpendiculară pe planul ABCD. Deci e perpendiculară și pe AC. Ca asta știi din ipoteză. Mm-hmm. Și atunci? A, MA plură pe AC, NC plură pe CA, da, și... Dacă Miruna nu făcea efortul să ducă și... Păi na, sunt două drepte concurente. Ascultă-mă, Mihai. Da. Ea rămânea suspendată. De ce? Fără ideea de a aduce pe C în planul AMN, da, n-ai șansă să faci problema. Nu poți? Păi nu, BO e perpendiculară pe AC? BO e perpendiculară pe AC, dar nu știi că AC e în planul AMN. A, că nu știi că AC e în planul AMN. Păi asta e lăsat de tot miezul probleme. Dacă nu trebuie. Deci aducerea lui C în plan... E obligatoriu. Păi e obligatoriu. Da. Ai înțeles, Miru?
Da? Deci izolat. Ai înțeles că nu de a făcut efortul să ajung de cel întâi. Dar mai bine că i-ați explicat, că ea nu înțelegea. Da, ea să suspendasele așa, în triunghiul... Da, amână. Amână. E triunghi amână, e planul acela, nu mă interesează, deci caut de ce. Era esențial. Problema era aici, fără. Da, ce? Sigur că da. O, repetă ca ce? Ce eu, dacă nu e în plan, nu am ce discuta. Da? Ai înțeles? Nu? Nu? Păi erau cătate, că să-și avea să ai sarcina. Nu înțeles de ce e planul... De ce ceu este în planul E mai era? Insistat. Autorul spune că M A e perpendicular pe gama B C. Da. D. A, B, C, D, da? Pe tot planul bază. Dar tot el spune, îi povestea că dacă vine cu informația asta, nu trebuie să valorificăm. Că N C e perpendicular pe A, B, C, D. Cum sunt cele două drepte? Din nou, și mă ajută. Da. Deci... Una așa. Și una așa. Deci asta e... Ăsta e în C și ăsta e în A. În A și în C. Asta e perpendiculară, e în C. Și asta e în A. Cum se face? Sunt astea două drepte. Și dacă sunt două drepte paralele de drept în plan și numai în A? Da. De asta l-am chemat și pe C. De asta avem și C. Pentru că cele două drepte paralele de drept în planul A, M, M, C. Și am da, avut câștig imens cu aducerea acestui punct. Că altfel era așa. M, A. Da. Și L, parcă acolo. Sau M, A, N. Și treceam, cum treceam? Câte așa, cu N, de aici. Cu N, de aici. Cu N, un triunghi acolo. Și fără aducerea lui C, nu permiteam perpendicularea cu O aici. Pe A, C. Adică o dreaptă și un punct și ea drept nu în plan. Planul amână cum l-a dat. Dar nu te-a ajutat pe tine? În raționamentul pe care l-aveam de făcut, că vă uite pe plan pe ace. Deci pe... Și eu a venit obligatoriu, vezi? Din nu uite pe plan pe ace. Există planul M, A, C, N. Da. M, A, C, N. Da. Și așa și că M, A, C, N. Planul M, A, C, N este același cu planul M, A, N. Ai același planul M, C, A. Și cum planul e în plan, sigur că da. Adică E, N, A este în plan. Dar tărită faptului că ceul l-am chemat în planul E, M, A, N, l-am chemat acolo, patru puncte cu planarea, cu acolo, cu reunii, tot același plan este. Adică vrea să vedem E, N, A, aparține planului. Da, E, N, A, aparține planului. E, N, A, aparține planului acela. Că unește două puncte. N-avem o axiomă, în adevăr, că dacă două puncte, dacă o dreapta are două puncte comune cu un plan, ia dreapta este inclusă în plan. Păi iau din plan cu ABCD. BD nu este o dreaptă din plan? AC nu este o dreaptă din plan? Deci... Iau din plan cu ABCD. Toate dreptele care aveți două puncte din planul respectiv, toate sunt incluse în plan. Da, sunt sigur. Și distanța de la ora mână... Hai să terminăm cu asta. Am vrut să clarificăm așa. Hai să facem ordine de minte, Miru. În clipa în care vorbeam raționamentul, fără că aducea lui C în planul respectiv, nu puteam să zic că V-O e perpendicular pe AC, ce ne fiind în plan, nu mă interesa. Nu puteam să spun că e perpendicular pe o dreaptă din planul. Mă, la, ce, deci la ce nu știam că e în plan. Corect. Și atunci, bă, o perpendicular pe plan. Și cum știam că... A, mâi, pe plan, pe plan, pe orice dreapte din plan, și pe OB. Iată pe OB, perpendicular pe mâ, A, și pe AC, pe două drepte concurente din planul mâ, A, C, N. Deci, bă, O este perpendicular pe planul respectiv. Și atunci, bă, O este chiar distanța de la bă, perpendicular. La? Așa face, da. Îl chemăm redactare de ce îmi plac, nu? Hai să facem și la... Hai să facem și distanța de la O la mână. De la O la mână. Eu ce? Distanța de la O la mână. De la O la mână.
În ziua de dar știi. O este pe cine? Pe A. Ce? A ce face parte din planul A? MC pe pericular pe ON. MC. MC pe pericular pe OC. Pe OC. Ce motiv ai? Că MC pe pericular pe planul A pe CD. Că MC. MC am zis. MC pe pericular pe planul A. A pe CD. Da. Și MC pe pericular și pe? MC pe pericular pe OC. Pe orice, asta e. Clar. Natural. Vizibil. Și dacă demonstrăm... Distanța de la O la mână ai O. Visăm așa. Ce bine ar fi să ne putem duce într-un plan în care plan să discutăm noi, să reducem problema la geometrie în plan. A, că nu. A, că nu, mă. Care știu că e un plan, nu? Da, dar tocmai îmi demonstră punctul A. Adică ce este figura asta A, că mână? Trapez. Este un trapez și de care? Dreptunghic. Dreptunghic. Deci ce avem de o parte? Un trapez dreptunghic. Un trapez dreptunghic. Unde este dreptunghic? Ce? În ce și N-a. În ce și N-a. A. M, N, și ce? Și ce? Da, am N și ce? Și noi avem distanța de la O, unde este pe A, ce situatul ăsta? Da, la mijloc. La mijloc. Și din nou plec pe mână perpendicular. Îi la mijlocul o mână? Nu știu. Dacă tu spui că aici duc așa și de 9 de grade, eu mă uit cu tristețe, nu prea gândesc accent. N-ai pus fi, nu-ți trai. N-ai pus fi, nu? Ești convinsă. Da. Atunci, spune-mi tu, este undeva. Unde să duc? Mai aproape de mână? Mai aproape de mână? Așa să fii perpendicular? Deci așa să fie perpendicular. Da. Miruna, ochiul tău format de-a lungul geometriei. Stați un pic. Ce înseamnă perpendicular? Drumul cel mai scurt. Deci plec din O, să ajung pe lângă, până la dreapta asta, o că vezi așa. Să ajung pe drumul cel mai scurt. Nu, 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 eu l-aș direct acolo. Aproape în tot de da, da, da. L-ai duce așa. Dar n-am de niciun argument. N-am de niciun argument. Acolo l-aș. Dar eu îmi permis să duc un pic mai jos. Du-te să-l mai să zic, ar fi așa. Că n-am argumente să corect, spun. Corect. Dar oricum, cum spui tu, nici cum așa ceva cum a spus eu. Da. Astea sunt două obicei Miruna. Sunt la o distanță mai mare. Te apropii deci, cât mai mult din rând, nu? Nici de cum. La dreapta asta s-a ajuns cât mai repede. Poate chiar așa și pe exact. Poate chiar așa. De ce n-ar fi așa? Ochiul și chiar asta care am dus-o eu, mi-am făcut. În jurul rând, nici într-un caz nu. În jurul rând. Dar poate să fie deasupra, poate să fie deasupra. Da. Depinde cât indică mâna asta. Nu crezi? Deci tu când mi-ai spus așa ceva... Da, n-am spus așa ceva de... Nici oară. Deci drumul cel mai scurt înseamnă în alții. Drumul cel mai scurt. Bun, și atunci cum e? Unde e? Dacă duci eu peste tot, unde ducem? Ce facem? Apar, da. Trebuie să ne bate în capul. Pe două, trei, trebuie să fii... Nu? O aleță. Să arătăm, a, dar stai, că n-am stabilit care este, nu? Să stabilim că O că e perpendiculară pe N. Și? Ce știu, mă, nu știu de ca dat unde vine și asta sunt înnebunit așa de, de tristețe. Oricum, ce este că pe amă meu de autorul? Hai să încep să spunem, câte vreme nu prea ne prinde.
de, de probleme, încep să adunăm niște date oferite de el, poate ceva din ecran. EMA de ce vrei piramidă? Care? EMA de ce vrei? EMA ce? EMA de ce vrei? EMA de ce? Da. EMA... EM și în punct ABCD. Și ABCD, da. Da. Păi în punct se luminește, e o piramidă. Și ne vezi acolo din nou. Uite, Miruna, nu folosim problema, suntem aici în foarte probleme. Lăsă-o pe aia, aia. Suntem în plan, avem o problemă geometrie în plan. Scurt. A, E, cât este de mare? 18. C, N, 16. 16. C, A, 16. Da, 24. Nu, no, A, B, 24. Da. Și, păi de-ai pătrat. Și a, aceea a zis. Aceea. Radical din 2. 24 radical din 2. Adică 12 radical din 2. Adică numai asta, una din ele. 12 radical din 2. 12 radical din 2. Teorema lui Pitagora pentru O prim. Care e O prim? E, notăm acolo pe perpendicular F. Dar am notat-o cu E. Nu, cu E. Ea e punctul de aici, de trapez. Vârful trapezului. Și hai să zicem aici o lungă perpendicula piciorul tău. Mai mă, acolo îi zic în plan. El nu vrea mai sus, el vrea mai jos, mă promete. Da, el vrea neapărat. Da. Unde vrei, chiar în... Nu, o leacă mai jos, dar el vrea în plan. Nu vrea deasupra. Dar din planul ăsta, Adi. În planul ăsta, deci noi nu discutăm de geometrie în plan acum, am scăpat, am uitat geometria în spațiu. Noi suntem în planul C, A, M, N. Și cum O1 este pe M, N, deci O și O1 sunt în planul respectiv. Îl vrea mai jos. Asta a fost să zic. Asta e o idee. Să facem. Suntem într-un trapez dreptul. Să facem nu pe binicular ca aia. Nu. Și fie 16-2, nu știu. Să știa că asta că l-am dus noi așa o picină asta, da? Deci știi că nu știi unde. Aici este povestea. Totuși, diferența asta așa este de cât? De 2 cm. Hai să zicem N1, da? Da. Toată ce N1 o știm. Da. 24 radical din 2. Este 24 radical din 2. Și îl aflăm pe mână. Îl aflăm pe mână. Și mână cât ar fi? Ipoteuza este asta. Da. Hai să facem. Mână este egal cu radicalul din 4 plus 24 la pătratul 2. 24 la pătratul 25, 24 ori 2, cât facem? 1156. 1156. Ok, 2. Nu știu, poate e radical, că știm. Nu, ia vedeți, mai este radical de... nu cred că este. 1156 nu e radical. Exact. Este radical. Eu zic să-l desnucnim pe 1156. Să vedem care sunt divizorii. 2 la 2, 229. Cât? 2 la 2. 4,
radical din 4 ori de 189. 289. Bine, 289 fac 17. 17 la pătrat. 17. Da, 17. Da? Da. 17 ori 17. Da, asta înseamnă că este 17 și 34. Egal cu 34. Deci este mai da? Da. Bun. Oare am putea afla alea triunghiul ăsta? Nu o mă. Nu o mă. Da, pentru că putem să-l aflăm pe omul, din triunghiul omul. Deci putem să-l aflăm pe omul, din triunghiul omul. Pe omul, din triunghiul omul. O, M, din triunghiul? O, A, M. O? A, M. O, A, M. Da. Și? L-am aflat. După care? Pe N, O, din triunghiul O, C, N. Din O, C, N. Și l-am aflat. Și dacă știu toate teorema lui Herron. Prin formula lui Herron, a fi Maria. Da. Da. Și dacă am aflat Aria? Da. Știm aia acum, deci eu am mers cu mintea până când am aflat aia. Putem să aflăm unghiul, cât e măsura unghiului, nu? Pe a ce ori? Vreți să aflăm unghiul la ce? Eu vreau să aflu distanța de la O la N. O la N. Hai cu E. Adică O, 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 O. Știu aia acum. A lui O, N, M. Aria egal cu O1 ori O1 M2. Aria, pe de altă parte, este cât? O1 ori O1 M2. Catetul cu cateta de 2, nu? Dar de unde catete? Eu nu știu că acolo. Aria cui? A lui O1. Eu am lui O1. Nu am O1. De a lui O1 am aflat-o mai bine. Dar te duci pe un ăla mai jos, adică bagi un ăla mai jos. Nu știu nimic. Bagi un ăla ține asupra a doi pe una. Bine, bine, bine. Deci, de ce nu ești atentă? Că știm aria. Tu degeaba am urcit la aria. Aria pe de altă parte, baza în mână. Ori înălțimea O1. Ori O1 pe doi. Și s-a aflu O1. O, ce frumoasă. Dar de ce ne-am dus pe O1 triunghiul O1? Păi acolo l-am dus. O, nu, l-am dus în triunghiul O, nu, bă, n-am apropiat, dar în afară ce se face? Acolo e înălțime, ce vrei? E în afară. Nu mă interesează. Deci mai de luăm încă o dată. Vreau să vă invit la... Să faceți efortul, să întâlniți problema. Deci mi-am părăsit toată problema din geometrie în spațiu. Ne-am situat într-un trapez dreptunghi. În care știu o serie de elemente. Am șansă să aflu pe om, pe un... Deci, odată știu de toate acestea, știu repede alea triunghiului om, cunoscând alea triunghiului om, o surprind pe altă cale. Baza, ori înălțimea. Și iată înălțimea. Nu mă interesează să o localizez unii o unul. Da, să vedem ca și valoare. Atât. Să se afle... Nu? Așa mi-a spus. Să se afle... Distanța de la O. Distanța. Lungimea segmentului ăla. De la O la mână. Da? Este foarte tare problema. Distanța. Lungimea segmentului acela. Da? Da. Deci plecem, plecăm la... demonstrații. Demonstrații. Cum zicem? Acum, cum M, A, perpendicular cu plasă. Lasă-l să-mi timp de nasă, pentru că aici și tu vii la cealaltă, da? Poți. Am făcut perpendicular pe AG. Nu era? Păi? Am făcut perpendicular pe planul ABC de M. Eu cred că am făcut perpendicular pe AC. Am făcut perpendicular pe A, nu, nu că perpendicular pe planul ABC de M. Crezi că te interesează am făcut perpendicular pe AC? Poate pe altceva mă interesează. Care? Ce perpendicular.
Deci am uite în partea de cele, da? Da, și am. Mai de 100 când încă prin lală pe AC, nu? Încă pe AC și... Și am paralel cu încă, nu? Asta ca să mă aducă pică. Bun. Dar nu asta mai frământă. Subia trebuia să zici, lângă, uite așa pe mine, da? Lângă perpendicular pe ABC. Rezultă că am un așa, fiind perpendiculare pe un plan, am un două, ele sunt paralele. Deci rezultă, din astea două, că... Am paralel cu... Lângă. Rezultă... Existența planului amănâncă, nu? Deci rezultă exist CEU... Există un plan unic? Așa, există alfa unic, cum eram obișnuit, dar de cele două drepte de mâna și mâncă. Altfel spus, echivalent, că ce aparține planului, ca asta a fost ideea de bază, ce aparține planului așa. Acum zicem că... Da. Deci zicem că BO... BO perpendicular pe AC. Ușor. Deci BO perpendicular pe AC. BO e perpendicular pe AC. Motivăm în paranteză. ABCD, pătrat. Și oamenii acum înțeleg că într-un pătrat diagonal se intervenit la pătrat. Mm-hmm. Pe urmă. Pe urmă știu că NC e perpendicular planul ABCD, adică perpendicular BO. MC, perpendicular de ABCD. Adică rezultă că începe perpendicular pe OB. Începe perpendicular pe OB, foarte bine. Sau altfel spus, OB perpendicular pe NC, da? Da. Asta și cu asta subliniată. Da, rezultă că OB perpendicular pe planul ACN. OB perpendicular pe planul ACN. ACN. Și atunci se rezultă că... OB este tocmai distanța de la B la AM, da? Da. Deci OB egal distanța de la AB la... De la B la AM. AM. La planul AM. Și acum aflăm OB. Hai te rog să poate rămâne. Am terminat cu vântoa, da? Nu, mai avem să aflăm cât e... OB. Nu, mai avem cât e OB-ul. Azi îl calculăm pe OB? Da. Hai. Păi, triunghiul ABC dreptunghic, isoscel. ABC? Da. Asta e tot 24. Deci o să avem BO, area egal cu 24 pe 2. Area? Da. Aia lui ABC egală cu 24 ori 24 supra 2. Deci aia triunghiului ABC. Egală cu 24 supra 2. Aia este la numărul care e la 2, da? Aia egală cu BO ori... Dar aia se calculă cu piața, nu? Da. 12 ori 24. 12 ori 24. Și
Simplificăm aici, 2 cu 24. 288 ori 2. Și mai încerc de 2. O să zicem așa că 12 radical de 2 ori de O este egal cu 288. Da? Asta e să spun eu, da? Da. Și atunci avem O este egal cu 288 ori 12 radical de 2. Și de O, 24 ori 2. Să mai simplifică 288 cu 12? Da. Da? Da. Prin cât? Prin 24. Prin 12. Și dă 24. Prin 12 dă 24. 24 și rezultă... Prin 24 ori radical în 2, pentru că 12 ori radical în 2. Și B8 va fi 12 radical în 2. Da? Da. Bun. Am aflat. Da. 12 radical în 2. Da. Ce trebuie să facem pe el, da? Foarte
O ducă, o ducă, da, așa. Q-O egal cu 12 radical din 2. Radical din 2, H în 6, 16 din 2. 16 metri și măsura unghiului O cână egal cu 90 grade. Tentate 3 de ore masicabra, rezultă de aici că O în simplu e egal cu radical din 16 care e cât era? 104? 256. Plus. Nu, 28 ăsta. E ca cu dacă nu mă înșel 3. 31. 31. 35. 544. Cât de adică de 544? Nu știu, nu e plătă. Nu, păcate. Calculează, hai, nu știu. Vezi că... Fă calculul. 4 e care 34. Bun. Așa, și acum aflăm marea triunghiului OMN prin teorema lui Heron. Din teorema lui Heron în triunghiul OMN. Aia, da? Da, în triunghiul OMN. Așa, de așa avem P mic egal cu așa, area triunghiului. Area triunghiului OMN. Da. Din formula Heron, da. Dacă vrem al Heron, da. P egal cu 6 radical din 17 plus 34 plus 4 radical. Care e formula? Pe 2. Păi P mic egal cu A plus B plus C pe 2 și area triunghiului egal cu radical din B pe lângă P minus A, pe lângă P minus B, pe lângă P minus C. Deci aria care? Aia egal cu radical din P. Așa, cu radical din P. Eu am calculat mai din P minus S. Pe lângă P minus B. Pe lângă P minus C. P minus C. Și acum trebuie să-l calcul de P. Este A plus B plus C pe 2. Și în cazul nostru? În cazul nostru avem așa. 6 radical din 17. 6 radical din 17. Plus 34, da. Plus 4 radical din 34, pe 2. Pe 2. Mai putem să scoatem de acolo un factor? Un 2, ca să 2. Da. Și egal cu 2 pe lângă 3 radical din 17 plus 17. Și plus 2 radical din 34. 2 cu 2 se simplifică și rămâne pe ăsta, e asta. P egal cu așa. Și acum, area triunghiului MON egal cu radical din 3 radical din 17 plus acum cu ce stai? Să mulțim, să facem pe asta? Da. Deci am aflat pe urmă și acum aia, da? Da. Aia de unde e mai nu, așa cu radical din 17 plus 17 plus 2 radical din 34. Da. Ați văzut cum era? A spus așa. M-a pus în muncesc asta. Exact. Deci se pare că nu pe aici ar fi. Ideea este corectă din punct de vedere. E dar... Dar arată ceva mai bun. Exact. M-aș gândi. Asta cu poate că... Deci, acolo. În momentul ăsta, epuizăm tot timpul, nu mai să facem calcul acela. Îl faci acasă, dar să găsim o altă idee de calculare. Ideea este teribilă. Area pe două căi. Exact. Ori deci, facem găsim... baza, ori înălțimea, suprata. Asta da, o dată și altă. Și cum, că, cum ajungem la arie altfel? Deci povestea este, cum găsim aria neomă altfel? Decât Heron. Ca
cateta 1, cateta 2, ori sinusul de unghiuri dintre ele pe 2. Dacă ai catete, dar nu cateta aici. Poți să pun latul. Ori sinusul unghiuri dintre ele, dar nu știu unghiuri dintre ele, de niciun rând nu știu. Deci nu știu niciun unghi. Nu știu niciun unghi, corect. Eu zic așa, calea triunghiului N-O, hai să ducem aici, vă dăm cu pe. Calea triunghiului N-O-M, calea triunghiului N-O-M, atenție, se compune din calea triunghiului N-O-P plus P-O-M. Poți să spun asta? Deci calea triunghiului. Area triunghiului N-O-M egal cu area triunghiului N-O-P N-O-P, mă rog să urmări dacă greșește ceva, plus area triunghiului P-O, area triunghiului P-O-M. Și egal cu P-O aici este. La mijloc. Aici eu ne-am dus așa, uite, și o dăm cu P aici. Da. Da? Și egal mai departe, cu baza OP, ori înălțimea până aici, așa bine, N2. Am notat N2 așa. Deci OP ori N2 pe 2. Corect. Deci egal cu OP ori N2. Pe 2. Plus tot OP, același triunghi, tot OP, plus N2, N1, N2. Pe 2. Ok, baza, înălțimea, înălțimea este aceeași, adică de aici, din mână afară, dar este aceeași înălțime. Deci, OP, minunat dacă mă urmărești. Deci, area triunghiului ONP e baza. OP, ori înălțimea asta. Da. Pe 2. Area triunghiului PO-M este aceeași bază OP. O să-l privesc, înălțimea e asta. Care e cât asta de aici? Păi. Ori? N? Ori N... ce acolo? N2? N1, N2, N2, da? N1, N2. N1, N2. Pe 2. Și era, OP este comună. Da. De acord? Care? OP. Egal cu OP. Pe 2. Pe 2. Am pus aici, da? Pe lângă N1 plus N1, N2. N1 plus N1, N2. Dar nu era N2, N1 plus N1, N2 chiar AC. De acord cu asta, nu? Asta a fost. Da. Acolo, în loc din N1, trebuia N2. N? N2. N2. Și dumneavoastră a scris acolo N1. N2, pare. Foarte bine. N2 plus N1, N2. N2. Și N2 plus N1, N2. Mai este N1 sau AC. Corect. Deci egal cu OP. Pe 2. Pe 2. OP ori AC. Hai să spun OP ori AC. Pe 2. Și nu mai departe tu. Dar OP, OP nu este linie mijlocie? Da. E semnul sub al bazelor. Deci OP înseamnă CN plus A. OP pe 2. Da? Pe 2. Da. OP. Deci OP e una. Da. Unește mijlocul și cu mijlocul. Da. Este linie mijlocie. Da. În trapez. Da. Și linia mijlocie e semnul sub al bazelor. Adică e OP și pe 16 pe 2. Deci OP este CN plus AM pe 2. E trapeză. Da. Poți, nu neapărat dreptul, e poți fi într-un trapez oarecare. Da. Un trapez oarecare, linia mijlocie este pe sumă în pasă. Și egal cu 18 pe 16. Loc de OP, hai să nu, vreau să urmă la formulă. OP înseamnă CN plus AM. Deci este egal cu CN plus AM. De acord? Da. CN plus AM pe 2. Ori AC pe 2. Și
Și e cam cu cernă. Plus amână. Cernă plus amână. Totul de multiplu la C. Pe 4. 2 ori 2. Pe 4. Care înseamnă? Vedeți aceea ori capitale. Care înseamnă 1 pe 2. E înmulțit cu cern plus amână ori AC pe 2. Deci baza mare plus baza mică ori înălțimea totul pe 2. Are trapezul. E are trapezului. Deci este o jumătate din area lui A, B, C, D. Iată că area unei astfel de triunghi totdeauna este jumătate din area trapezului. În loc să formez, în cauza Pitagora, fac relația și area la 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 la, e o treabă foarte complicată. Dacă ați fi știut asta, repede făcea problema, da? Care trapezului eu știu să o aflu. Și jumătate în area trapezului este rapid, eu puteam să vă dau asta. Că totdeauna area triunghiului D, N, O, M este jumătate în area trapezului. Totdeauna când e la mijloc... Totdeauna, când e vârful la mijloc... Este jumătate în area trapezului. Da? Totdeauna asta. Dar e demonstrat acum. Deci eu n-am aruncat-o așa pe viață, ci pur și simplu am demonstrat. Bun, bun, perfect. Și acum, ce vine? Are trapezul, eu calculam repede. Deci, voi spune că area triunghiului, mă dau înapoi, da, al meu om, este egal cu o doisime din... Area de CD, care este baza mică ori baza mare? Baza mică ori baza mare, adică 16 plus 18. Da, ori înălțimea care este AC, da? AC care înseamnă 24. Pe radicat din 2. Și face egal mai departe. Cât face aici? 34. 34. Da, să simplificăm. 34 ori 24 radicat din 2 totul pe 4. Adică simplificăm 34 cu 4 aici face 17. Și 24 cu 2, 12. 17 ori 12 radicat din 2. 204 radicat din 2. 204 radicat din 2. Asta este ce devenește 204 radicat din 2? Area triunghiului NOM. Pe de altă parte, area triunghiului NOM. Da, area triunghiului NOM. Este egal cu baza mână. Ori O, O1. Pe 2. Și egal. Egal cu 204 radical din 2. Și bine, 204 radical din 2. Egal cu mână 34. Mână 34, ori o 1. Pe 2. Pe 2. Și iată că găsim de aici o 1. Să simplificăm. Simplificăm 17. Da. Și o 1. În 204 se află 17 oricine. Ia să vedem. Și am întrebat mai înainte. 17 ori 12. Deci, zicem 17 ori 12 ori radical din 2 este egal cu 17 ori 1. 1 ar fi egal cu 7. 12 ori radical din 2. Terminat. Deci, noi nu trebuie decât să o calculăm. Atât. Distanța de la... Deci eu v-am să găsim acolo, nu imagine. Câte vreme am plecat în plan, gata, s-a terminat problema. Uh-huh. Distanța de la cine a zis? De la... de la cine era scris aici? Da, distanța, era distanța de la O la, O la mână. Asta e. O este în plan în APAC. Distanța înseamnă perpendicular adusă din O pe mână. Picam undeva, nu mă interesează. Dar aici am fost frumos. Am intrat într-un trapez. Iar distanța aceea însemna înălțimea triunghiului acela. Adică area altfel văzută. Deci area pe două căi. Area pe două căi. Frumos. Da?
Deosebit interesantă. Da, adică aici am intrat, deci nu mai cauți. Nu, că asta am intrat. Să vezi pe piciorii. Am intrat în plan, măi, dacă am intrat în plan, de ce v-am spus de atâtea ori? Geometria în spațiu nu se poate face absolut nimic decât pe baza geometriei în plan. Bun, cum își dau ei seama că trebuie să duc în plan? Pentru că la A era distanță, tot o distanță era. De la un punct, la nu mai știu de ceva, da, de la B la A mână. Da, un plan. Atunci s-au dus în spațiu. Și la B, la punctul B mic, era distanța de la un punct. Da. Da? La o dreapta. La un punct care era în planul lui A, C, N, M. Că O este pe A, C, N, M. Asta am înțeles, dar era distanța de la un punct la o dreapta. Și atunci ai zis un plan? Păi, era urmește. Leona, fii atent. Distanța de la un punct la o dreaptă, punctul și dreapta sunt în planul respectiv. Da, dar zic ca fiii să treacă în plan. Păi, uite, asta ți-am spus acum. Câte vreme punctul O este în planul ACNM. A, și mânul era în planul da, orice mânul, deci nu în plan. Deci, de asta ne ducem în plan. Deci, asta e toată filozofia. Deci trebuie să fiți foarte atenți. Și atunci ducem în plan și lucrăm și calculăm. Atât. Am înțeles. Dacă nu aduceam punctul C, cheia a fost aducerea lui punctului C, așa am văzut trapeza, așa am văzut toată povestea, ne-am luat figura de o parte, am început exact. Analiza. Și am plecat pe plan. Deci nu m-am plan lucrat. Am înțeles. Dar n-avem nicio discuție acum. Am înțeles. Deci nu mai știu, m-am plan. Nu că vreau eu. Da. Pentru că noi sunt în spațiu, sunt într-un plan. Cu toată discuția mea. La și atunci o duc înălțimea unui, cred eu, un plan, cred eu că pică... Nici nu mă interesează. Ideea era rapid, area pe două căi. Area pe două căi. Că numai așa aveam șansă, distanța de la O, la dreapta, acolo, numai dacă prins ca înălțime. Area s-o știi de undeva, că nu știu unde pică, n-am cum să o localizez. Lungimea, distanța, segmentul respectiv. Da, deci nu trebuie să te-a fost o cauză de acolo să vezi un pic. Nu, nu am plecat din geometria. Am înțeles. Spațiu, suntem în geometrie plană. Deci, începem să... Începem să intrăm în probleme. Exact. Probleme chiar adevărate.